Domnul și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii de zilei. Vom discuta despre sănătatea sistemului de sănătate și o să vedeți de ce. Lucru care ne va afecta și pe noi vrând nevrând. Invitatul nostru de astăzi este domnul Iulian Cozianu, președintele Federației, președintele Sindicatului Sanitasia. Bună ziua, domnul Cozianu, bine ați revenit în platoul nostru. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Haideți să discutăm puțin despre un master plan, master plan de sănătate, care e la nivelul național. Dar haideți să luăm noi regiunea nord care chiar și în masterplan este trecută ca fiind regiunea cu cea mai mare populație, 3,4 milioane de locuitori, 6 județe, dar care, dar care este trecută ca atare și acolo, ca fiind cea mai săracă regiune. Bun. Și haideți să începem aici cu Direcții strategice, strategice mă iertați, mați telespectatori. Presupun că acest master plan nu? a da. fost discutat, analizat la nivelul Ministerului Sănătății și au pus ăștia amprenta gândirilor, cu toate că datele din acest master plan sunt cele de la nivelul anului 2012-2014. Deci. și scrie aici, și cu asta vreau să începem. Uh, număr de paturi pentru internări. Județul Iași, ca să... Nu, uh, nu uh, este pentru toată Europa? Ori uh, uh, pentru toată regiunea. 14.485 în 2014, obiectiv în 2020, adică la anul 10.462 de paturi, o scădere de vreo 120 de... Oh, 4 .000. 4 .000 și uh, 20 de paturi. Cum, 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 vă explicați această, această decizie la nivelul Ministerului Sănătății? Singura explicație pe care o am este doar legată de cea a inexistenței unor bani care, eu știu, prin această tăiere se dorește a nu mai fi alocați unităților sanitare. Domnul Cozianu, dar unitățile sanitare nu primesc bani în funcție de numărul de paturi? Tocmai asta e mare Iar problemă. salariile care le au toți angajații din spitale nu sunt în funcție de bani care îi primește Și spitalul? Nu mai salariile, toate cheltuielile sunt legate de numărul de paturi, pentru că am spus peste tot, repet din nou acest lucru, o unitate are un, un, grad de cheltuiel pe care, indiferent de numărul de paturi pe care l are alocat și mai ales finanțat, acest grad de cheltuieli el există. Utilități, apă, curent, aceste cheltuieli, chiar dacă tem numărul de paturi, el, clădirea rămâne aceeași. Cheltuielile rămâne rămân aceleași. același. Atunci vă dați seama că unității va fi tot mai greu să funcționeze. Sigur, și cheltuielile de, cu salariile sunt o componentă importantă, ar putea unii să explice că anumiți angajați se vor transfera către nou spital regional de urgență. Dar asta, asta este domnul, un nu, lucru stați care puțin, nu știm când puțin. se va întâmpla. Stați puțin. Lucrul acesta cu transferul de cadre medicale de la uh, unitate spitalicească la spitalul regional uh, E, e de mult, o aud cam de mult. În tot acest timp până când se va edifica acest spital regional de urgențe, facultățile de medicină vor scoate medici care vor trebui să se ducă undeva să se angajeze, nu? Deci dacă pleacă de la o unitate spitalicească, să luăm în cazul Spiridonului, specialiștii vor veni alți medici în locul lor care trebuie să suplinească sau nu, nu știu, da. eu așa cel puțin așa gândesc. Uh, <coughs> Știți care e marea problemă? Pentru că am <coughs> văzut aici o diminuare de uh, 4000 de paturi până anul viitor. Uh, ea pa cam a mai fost, au mai fost etape în, în care în 2002 au mai fost tăiate în județul Iași, deci data aceasta numai la noi în județ au fost tăiate 2200 de paturi. Uh, parcă și în 2012, dacă nu mă nu, și în 2012, nu. Ultima nu, uh, ultima tăiere efectiv fizică a paturilor a fost <coughs> în 2002. Ce nu se spune, dar specialiștii știu acest lucru, este că chiar dacă în această perioadă, 2002-2019, nu au fost tăiate printr-un master plan sau efectiv printr-un ordine de ministru anumite paturi din spitale, așa cum au fost scrise normele de finanțare ale unităților sanitare, au fost scoase efective la finanțare o serie de paturi. Pentru că astăzi când noi discutăm, atunci când unitățile merg la casa de asigurări pentru negocierea unui contract de finanțare, Uh, în primul rând le sunt date jos paturile de ATI. Practic dacă o unitate are 300 de paturi și are 30 de paturi de ATI, din start acele 30 de paturi sunt date jos din din intensivă care e jos din calculul uh, din acea formulă de calcul Pe care este a, motivul pentru a, că acele acele paturi pentru sunt Pentru că uh, explicația, mă rog, a fost de genul că un pacient uh, internat într o secție uh, merge temporar în ATI și atunci uh, sigur, el are un loc, în, un pat în secție și acel pat este luat în calcul. Cumva este o, ATI-ul este o situație tranzitorie și nu este firesc să fie luat în calcul. Uh, vă spun acest lucru pentru că așa s-a întâmplat inițial. Deci la finanțare au fost date paturile din ATI, din toate unitățile sanitare jos. O pierdere importantă pentru unitățile sanitare pentru că, dați seama, ATI-ul produce cele mai multe costuri. E normal. Bun, ar putea la fel unii să-mi uh, vină cu o explicație că pentru programele de trauma uh, în spitalele de urgență au fost date anumite fonduri pentru acest, o parte din uh, activitatea din uh, ATI. Dar totuși ATI nu uh, în ATI nu se tratează numai uh, trauma, trauma sau politrauma. Așa Și după ce s-a văzut că acest lucru nu este suficient, s-a mai intervenit în formula de calcul, care înseamnă număr de paturi, ori tariful pe care îl are fiecare spital în parte, ori indice de complexitate și îți dădea un anumit tarif o pe sumă. o anumită sumă. S-a mai intervenit cu un indice de corecție în funcție de gradul spitalului, care cel mai mare grad, spital, universitar, institut, are 85%. Un spital de rang 4, cum este Spitalul Pașcani, are un indice de corecție 75%. Acest indice de corecție face ca tu niciodată acele paturi să nu fie finanțate 100%, pentru că cel mai mare indice de corecție 85%. este 85%. Deci, dacă că în această formulă, nu s-au tăiat efectiv paturi, ci s-a tăiat finanțarea, s-a ajustat practic finanțarea spitalelor înăuntru bugetului pe care l-avea la dispoziție eventual Casa Națională. Da. Văd aici a, o strategie de sănătate mentală în România. A, posibil să ne asculte și cei care lucrează în Ministerul Sănătății. Doamnelor, ați-o încolo cu strategia de sănătate mentală. Ar trebui să mergeți întâi să vă faceți un control. În România există nenumărate persoane cu boli mentale. Verificați întâi Ministerul Sănătății. Și spune aici că, domnule, centrele de sănătate mentală sunt organizate distinct pentru adulți și copii, iar în aceeași clădire sau în clădiri separate și deservesc un, un sector psihiatric adult cu o populație cuprinsă între 100.000 și 150.000 de, de locuitori. Păi și aici văd că vor să intre să reducă. Da, ce se întâmplă? Cumva în aceste document, în acest master plan s-au copiat s sau Copiat da, amot anumite lucruri care se întâmplă uh, în afară. Din păcate, el nu se pliază deloc pe realitatea socioeconomică a acestei da, țări. Trebuie să vă întreb, pentru că mi-am adus aminte, au făcut o comparație cu sistemul de sănătate din Marea Britanie, care a fost analizat începând cu anul 1970, iar în 2014 s-au adus niște îmbunătățiri și au zis, așa ar trebui să funcționeze și la noi. Să mă ierte Dumnezeu, dar noi nu avem uh, economia uh, Marii Britanii nu și nici. Nu avem cultura, nu avem educația da. încă. Uh... domnul Coțeanu, eu vreau să vă întreb un lucru. Să zicem că în 2020, anul viitor, vor fi tăiate 4000 de 4 de patru la nivelul regiunii nord-est. Clar că și Iașul va pierde, toate spitalele din Iași vor pierde. Dacă număr de să facem o raportare pur statistică la ceea ce există astăzi în județul Iași, 40%, 38,5% din paturile din euroregiune, din acele 14.485 de paturi, se regăsesc în județul Iași, din care mare parte sunt în municipiul Iași. Yeah. Cu siguranță că tăierea cea mai mare va fi, va afecta uh, sau ar putea afecta uh, unitățile din uh, municipiul Iași, unități universitare, unități care au o tradiție și un anumit uh, nivel al calificării actului medical, unități care alături de celelalte centri universitare, până la urmă, sunt pilonii sănătății. Bun, și atunci, în Iași, <coughs> ce se va întâmpla? Vor dispărea spitale, se vor închide spitale, se vor, vor fi dați afară angajați din sistemul Știu. de sănătate sau cum? Uh, faptul că... Spitalul trebuie, spitalul trebuie să supraviețuiască sub o formă sau alta, îi dai mai puțin bani, el trebuie să supraviețuiască. Ia niște da. măsuri radicale la rândul conducerea am măsuri radicale. Că, da. Pentru... Faptul că în acest moment nu este nimic uh, clar, nimic uh, sigur, creează destul de multă panică și destul de multă neliniște, atât în rândul angajaților, cât și, cred, în rândul uh, unor responsabili, uh, mă refer aici la manageri de spitale, uh, conducători de autorități locale și mai departe. Și de ce vă spun acest lucru? Pentru că în acest master plan sunt uh, trecute uh, câteva soluții uh, sau se exemplifică mai degrabă cu câteva soluții de transformare sau, eu știu, modificarea unor unități sanitare. Ori cred că în momentul în care îți dorești să faci un master plan pe care să-l depui la Uniunea Europeană pentru a cere finanțare pentru eventuale construcții, vezi aici spital regional. Cred că acolo trebuie să mergem cu un document serios, cu uh, niște soluții serioase, viabile și concrete, mai ales. Ne Am înțeles că Spitalul Sfânta Elena va fi considerat ca o secție externă a maternității cu zavodă, nu? Uh, în acest master plan este scris sunt uh, scrise câteva soluții și în paranteză, scrie, de exemplu, îngrijiri paliative sau uh, un centru pentru mame sau copii abuzați. Sigur, Consiliul Județean înțeleg că are o altă politică, dorește ca acolo să dezvolte un centru pentru fertilizare in vitro și felicit dacă această soluție va fi aplicată. Sunt și ceva probleme legate de retrocedarea acestui teren. Apreciez încă o dată, spun faptul că Consiliul Județean Iași s-a implicat, poartă negocieri cu proprietarii acelor bunuri Cărina. din, din uh, uh, zona maternității Elena Doamna și dorește, repet, să dezvolte un alt tip de unitate, dar tot legat de activitățile unei maternități. Însă, așa cum v-am spus, ceea ce astăzi scrie în acest master plan, fie îngrijiri paliative, fie un centru pentru femei abuzate sau copii abuzați, cred că denotă puțin eu știu, să nu spun, neprofesionalism. Cred că aici ar trebui să existe o soluție concretă, da? La fel, vă dau exemplu, pentru că am citit master și mă preocupă și ce se întâmplă în celelalte județe, am văzut despre Spitalul Buhuș, un spital în care autoritățile locale au investit destul de mulți bani, un spital care arată foarte bine la ora actuală și este la fel o propunere ca acest spital să fie transformat fie în ambulatoriu, fie în nu știu ce alt centru de îngrijire a bolnavilor cronici. Cred încă o dată că acest master plan, un document pe care dacă îl vom aproba și îl vom uh, trimite către Uniunea Europ Europeană, va trebui să îl respectăm uh, în viitor, ar trebui să aibă soluții concrete, soluții viabile și soluții care să dea speranță atât populației, cât și angajaților din sistemul sanitar. Eu din ce citesc sau din ce am citit din acest master plan, hey. nu, nu mai înțeleg nimic. ei spun că la ora actuală este o mare cheltuială cu internările spitalicești și vor să scadă cheltuielile cu internările în spital și să crească responsabilitatea uh, asistenței comunitare și îngrijirii comunitare, păi primare și ambulatorii. Da, e un lucru foarte bun, un lucru pe care îl dorim de foarte multă vreme, dar așa cum am spus și anterior când am vorbit de patrule din psiatrie, din păcate realitatea socioeconomică a României este mult diferită de ceea ce se întâmplă afară. Se dorește ca îngrijirea psihiatrică să fie făcută în aceste centre de îngrijire a sănătății mintale. Bun, afară familia este foarte implicată, un astfel de pacient este integrat în familie. Statul intervine și ajută foarte mult din punct de vedere financiar o astfel de familie. Din păcate, în România, într-o familie în care există o astfel de persoană, este o mare problemă, și de obicei familia încearcă să scape de uh, acel există, membru al familiei, internându-l într-un spital. Mai ales care are anumite crize de violență, și au fost foarte multe cazuri semnalate în care astfel de persoane. Au, au, au avut, cum să vă spun, acțiuni în forță reacții, și chiar care s-au terminat cu decesul celor din jur. Și încă nu avem dezvoltat o astfel de structură. Iar în ceea ce înseamnă uh, medicina ambulatorie și internările de zi, sigur că ne dorim, s-au dezvoltat cel puțin pe partea de servicii medicale foarte mult aceste servicii de îngrijire de zi. Din păcate, unitățile sanitare au uh, o structură după un anumit tipic Învechită Și învechită Este foarte greu astăzi să, să reușești să faci o secție de îngrijiri de zi după toate rigorile pe care le cer standardele de astăzi În condițiile în care clădirile sunt așa cum de sunt în Și mai mult decât atât ar trebui ca aceste servicii care se doresc a fi dezvoltate și mă refer aici în mod special la îngrijirile, la internările de zi, să aibă și norme, pentru că vorbim de îngrijiri de zi, dar nu avem o normare a personalului, practic internările de zi astăzi sunt rezolvate cu același personal normat la paturile pentru internare continuă și este iar, master, iar master plan nu este prevăzut de nimic. Nu da Nu este prevăzut nimic, așa este. Mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiune. Doamnelor și domnilor, concluzia, cel puțin din punctul meu de vedere, care nu mă consider specialist în domeniul sănătății, dar măcar cochetez cu, cu acest domeniu, este că sistemul de sănătate în 2020, dacă se va aplica acest master plan, va fi pus pe butuci, cum spun românii. Astfel încât ar fi bine ca cei care fac master plan în sănătate, să încerce să stea de vorbă și cu personalul angajat din teritoriu. dă în provincie, cum le place să spună Bucureștianul, pentru că altfel master planul este egal cu zero. Bun, mulțumim pentru atenție, până data viitoare, cele bune, la revedere!